Suntem la Constanța, la fabrica de campioni a lui Gică Hagi și îl vom cunoaște într-un interviu exclusiv Play Sport pe cel mai în vogă atacant din Liga 1, Adrian Mazil. Pasiunea a mea a început de când eram mic, de când eram chiar foarte mic, pentru că asta se practica și în familia mea. A jucat și tata și fratele meu fotbal și asta m-a atras și pe mine să fac acest sport. De tata nu știu cât a jucat, dar n-a jucat la un nivel foarte înalt, dar fratele meu a jucat un nivel destul de înalt. Liga 3, a jucat și aici la Faru, da. Eu zic că i-am întrecut. Îmi făceam minge din șosete și ne jucam. Când eram mic, mușcam cu orice minge din burete, orice mușcam. La Academia Hagi am ajuns la vârsta de 6 ani jumate. Tata m-a îndrumat, el a fost cu această decizie să mă vin aici și a fost o alegere chiar foarte bună. Un mister țin minte, eram aici la juniori, am făcut un meci destul de bun și după meci m-a felicitat și mi-a spus bravo pușule, să-ți așa în continuare. Și aveam multe emoții pentru că este o legendă a fotbalului. Nu mă așteptam și am avut destul de mare emoții. Când m-am întâlnit cu dumneavoastră. M-am uitat, mi-a spus și tata, mi-a spus și fratele să urmăresc execuții. Trebuie să marchez acum cât mai multe goluri, așa sper, că execuții cât mai frumoase. Când ai gol, te simți foarte mândru, te simți împlinit și sper de acum încolo să vă marchez cât mai multe goluri. Cum ar decurge o zi normală din viața ta? Păi, cu începutul, mă trezesc de dimineață, merg la școală, pentru că sunt clasa 11, mai am un an și termin. Merg de dimineață la școală, după aceea, când ajung acasă, încerc să mă odihnesc, pentru că seara am antrenament. Mă odihnesc bine și seara antrenamentul și după antrenament acasă încerc să mă odihnesc foarte bine, ca a doua zi este același lucru. Să zic, la școala română îmi place. Acolo mă simt mai confortabil, dar în rest e importantă școala, trebuie să merge. Ce te face special așa? Special, să zic, viteza, pentru că atac bine spațiu, cu mingea la picior am un ritm bun de viteză în controlul mingii și eu zic execuțiile, le antrenez foarte mult. M-aș descrie cu o viteză foarte bună, un jucător rapid și cu niște execuții destul de frumoase, zic. Ai jucat vreodată FIFA cu Faru? Options in the middle. And he takes it on. And it's in! Normal, de când s-a băgat acum cu Liga 1 în FIFA, m-am jucat, normal. Este o mândrie să mă joc cu mine și cu echipa mea de fotbal. Mă jucam așa, să zic, cu fratele meu, ne jucam unul versus unul, ne jucam amândoi cu Faru și care era mai bună la câștiga, deci cam cu noi. Care e poziția ta preferată în teren? Știu, în lateral, ca atacant central? Ce-ți place mai mult? Da, atacant lateral mult, dreapta mai ales, că îmi place foarte mult să intru la interior. Când intru trebuie să fac diferență. Sincer, nu mă așteptam să joc, pentru că am debutat pe Giulești cu Rapid. A fost un sentiment foarte plăcut când mi-a făcut semn, asta a fost chiar la pauză. Mi-a spus mister că o să intru și eram puțin emoționat, pentru că era un stadion plin, cu o atmosferă foarte bună, pentru că cântau, fanii erau acolo să-i susțină și eu zic că am intrat, am reușit să marchez și un gol și de acum încolo sper să fac tot așa. Te-ai gândit să celebrezi golurile de acum încolo într-un mod special? Uneori mai discut cu colegii să vedem, poate facem ceva. Cum am discutat și cu Borza înainte, la fiecare gol, nu contează cine scrie, eu sau el, am reușit să facem ceva frumos. Am crescut aici de mici, ne simțim foarte bine amândoi, ne cunoaștem foarte bine, la școală suntem amândoi în clasă și suntem prieteni foarte buni chiar. Barcelona e echipa mea preferată, de când sunt mic. M-am uitat la ei, mă uit și în continuare la ei. Îmi place stilul lor de joc pentru că au un joc tactic foarte bun și este o echipă acum tânără, cu jucători foarte experimentați și sper să ajung și eu acolo cândva, Doamne știu. Și Messi este idolul meu, de asta îmi place ce mi-a făcut Barcelona. Mă uitam de la Messi de când aveam 6 ani. Îmi cumpăram tricouri cu el când eram mic, aveam toate tricourile cu Messi, ieșeam la fara la fotbal, le portam și în casă și sper să-i cald pe urmă. Ai apucat să mergi la vreun meci de al Barcelonei? Nu, n-am apucat, dar sper să merg, pentru că au un stadion foarte frumos și o atmosferă foarte frumoasă acolo, pentru că este ceva impecabil. Unde te vezi peste 10 ani? Că m-aș vedea prin Premier League. Acolo îmi doresc, da. Barcelona este echipa mea preferată, vreau să ajung și acolo, dar îmi place mai mult campionatul din Premier League, pentru că se joacă mai bine, mai dur și îmi place acolo că se joacă totul prin intensitate mare.